zicea societatea că-s proastă. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-a folosit și noi, până mai adineam. Salut, ce mai faceți? Ne vedem o dată pe săptămână, cum deja v-ați obișnuit de atâta vreme, de atâția ani. Emisiunea se dă în fiecare joi seara la 19, după aia se reia pe la 23, se mai dă și vineri seara, deci aveți când să o vedeți. O căutați și pe YouTube, tot ce frumos e la noi. Se numește, eu țin înainte cu ce frumos e la noi, poate le intră ăstora în cap și încep să facă și ei la Constanța ce frumos e la noi. Pentru că e în continuare Constanța o mare atracție pentru foarte multă lume. Și pentru noi. Și noi ne simțim bine în Constanța, da. Ați văzut vara asta, enorm de mulți turiști, plin peste tot. Cineva mi-a spus că anul trecut au fost și mai mulți, incredibil, da. Românilor le place la ei acasă, le place în România. Românilor le place la Constanța, le place pe litoral. O să vă povestesc o chestie deșteaptă cu litoralul ăsta. Dobrogea, 14 noiembrie, să nu uitați că ne apropiem de noiembrie și o să vă omor cu 14 noiembrie, este ziua când Dobrogea devine cu acte pământ românesc. Cu congrese la Berlin, cu hotărâri, cu Carol I, cu Cogălnicianu, oameni foarte luminați, foarte deștepți, care au știut să întărească România, să o crească, să o ducă pe căi deștepte. La un moment dat, aveți voi aminte, până anii 60 ceva, la București, nu știu cine, a luat o decizie uriașă, fantastică, pentru că încă mai sunt ăștia vecini de-ai noștri care plâng că Dobrogea, că bulgarii, că țăratul bulgar, tâmpenii. Vedeți, s-a umplut România de minciuni de astea, de fake news, de tot felul de ciudați care zic, domnule, Europa nu-i bună, România merge pe o cale greșită ca să ne bage în cap că vecinii noștri ruși sunt mai aproape de noi. Chiar și bulgarii au zis cu spion, de ăștia periculoși, da. Mă rog, românul e prea deștept. Românul încă simte o construcție deșteaptă spre vest, vrem o țară ca afară, românul se gândea la Paris, la Berlin, nu? În Spania, Italia, nu la Rusia. Terminați-mă cu prostiile astea, nu mai vorbiți țara de rău și nu mai băgați voi în cap românilor că drumul european e greșit. Lăsați vrăjelile astea, iar Rusia săraca, o să vedeți. O să trăim. Când scapă Rusia de Putin, să vedeți ce înflorește, să vedeți ce se deschide. Că mai apar pe aici, pe acolo, că Putin, comandant mare și deștept, nu e mă, că dacă era, o duceau rușii bine. Și își făcea relații de astea numai cu pușca. Numai cu pușca, da. O să le treacă în cap. De ce vă zic chestiunea asta? Că la Marea Neagră e o atracție. Încă nu suntem noi mare atracție pentru Rusia lui Putin. Sper să scăpăm de el. Dar Constanța rămâne o atracție formidabilă. Zilele trecute, nu știu dacă ați băgat de seamă, constanțenii nu au fost atrași de chestia asta. Au venit trei care au propuneri pentru candidatură la alegerile prezidențiale, dar trei de ăștia deștepți, interesanți și mecherei, Mircea Diaconu, chipurile sprijinit de Pro-România și de ALDE, Teodor Paleologu, candidatul PMP-ului, da? Și Iohannis, care este sprijinit pe față oficial cu multă muncă și fără niciun fel de probleme de către PNL. Cum și-au organizat ei chestiunea asta la Constanța? Mircea Diaconu, ciudat, ciudată apariție, ciudat personaj. Eu îl cunosc bine pentru că dacă am fost director la teatru și el actor, a fost și el director la Teatru Notara, știu mecanismele și l-am văzut. Pot să-mi dau seama dacă are capul luminat sau face lucruri deștepte. N-are. Era directorul la Teatrul Notara și a organizat un concurs pentru regizorul ce fi trebuit în Teatrul Notara, regizorul, să vă dați seama, da? Și a angajat-o pe nevastă sa care de-abia o actriță cunoscută pe vremea, acum nu mai știu dacă mai joacă pe undeva, ce mai joacă, da? A angajat-o pe nevastă regizorul la Teatrul Notara pentru un concurs organizat, condus de el. Nu să fac chestii de genul ăsta. Din chestii de genul ăsta afli de fapt cum e omul. Dă-i o funcție și vezi-l cum se comportă. A venit Mircea Diaconu în Constanța, chipurile în campania pentru strângere de susținători. Da. Unde? În față la casino. S-a îmbrăcat frumos,
Și s-a îmbrăcat frumos, exagerat, toată lumea pe faleză era îmbrăcată de vară, așa să zic, cu bluze și era îmbrăcată în costum ziua în Ameasa Mare, râdea lumea de tine. De ce credeți că s-a îmbrăcat în costum? Pentru că începutul lui, de acum câteva luni de zile, așa, de gărgăundă, s-ar putea să fie el președinte, s-a trezit la Ateneu. S-a trezit la Ateneu, în cămașă, suflecat pe trepte acolo și domnul Băsescu, fostul președinte, a râs de el și a zis, bă, nu te duci îmbrăcat ca un derbedeu acolo, că e totuși Ateneu. Ce a ținut el minte, Mircea Diaconu, și avea dreptate, Băsescu a venit la casino, chipule să se întâlnească cu poporul, îmbrăcat în costum, un costum nenorocit, ponosit, amărât. Mircea Diaconu nu are anvergura intelectuală aia deșteaptă, știi, care are, de exemplu, Teodor Paleologu. E un actoraș micuț, dar rolul de astea de idioți, de tâmpiți, de proști, da? Bun. A fost europarlamentar. Mircea Diaconu a fost europarlamentar până acum de curând. A câștigat 900.000 de euro. Europarlamentarii sunt plătiți foarte bine. 900.000 de euro. Ați auzit de activitatea de europarlamentar al lui Mircea Diaconu? Ați auzit de ceva făcut de dânsul acolo? Independent. Că dânsul ține pasta cu independentul. Dar e un fel de independent de ăsta, jalnic, jenant, independent, dar în România acum e susținut de două partide, da, cu care nu vrea să se afișeze. Bă, băi, urâtă declarație. Eu în locul lui Pro-România și lui Aldea așa îi trăgeam o smetie peste ochi, că acum la casino, de exemplu, când s-a întâlnit cu poporul, vă spun că poporul n-a venit. Poporul era tot ăla care se plimba pe faleză, deci l-a ignorat total pe domnul Mircea Diaconu, care le ieșea în întâmpinare, cum vedea doi trăini, se ducea la ei, zicea, eu sunt Mircea Diaconu, știți-o cu tare. Ce mi se pare ciudat este că a declarat că a strâns alea 200.000 de voturi ca să te înscrii în cursa pentru alegerea președintelui în România, trebuie să depui la agenția de aia noastră permanentă de alegeri electorală, agenția electorală permanentă, AEP, care e la București, care este și la Galați, și care e șeful lui Constanța și la Constanța la prefectură lucrează cineva acolo. Deci există această autoritate electorală permanentă care are grijă de noi să nu greșim chipurile sau să ocupă de alte prostii. Da, mă rog. Cert e că acolo trebuie să te duci cu listele astea. Păi Mircea Diaconu s-a întâlnit cu 2-3. De la partidele astea care îl ajută era domnul Bani, i-a puțin dat mai deoparte, așa. Că a zis domnul Mircea Diaconu că nu o să apară lângă liderii de la Pro-România și de la ALDE. Da. Ciudată chestie. Păi când a strâns listele astea? Că pentru Iohannis încă mai lucrează ăștia, pentru Dan Barna încă mai lucrează ăștia. Când le-a strâns? Vă dați seama că astea pot fi scrise și într-o seară de cineva, dacă are lista de la Ministerul Afacerilor Interne de cetățeni, să-i scrii pe aia acolo și cu alt pix, cu altă mână și semneze acolo. Cine verifică asta? Complicat, nu verifică nimeni niciun. Mi s-a părut ciudat. Însăși, toată tevatura asta în jurul Mircea Diaconu de a fi candidat la președinte poate merge pe ideea că în Ucraina acum e președinte un fost actor. Tot de comedie, de televiziune. Televiziunea e mai amplă, dar ciudată. Cine sprijină pe Mircea Diaconu, cine se ocupă de cariera lui, cine încearcă să ne-l bage pe gât. Vreau să vă spun că aici la Constanța s-a întâlnit el cu poporul constanțean, care avea cu totul altă treabă, care nu l-a băgat deloc în seamă. Erau câțiva care se plimbau pe faleză cu ea asta de vorbă. Deci, jenantă chestie. De ce la Constanța, mă, și-am mai văzut, a fost și la Mangalia. La Mangalia a stat la masă cu vreo 20 de inși și a vorbit la o masă cu ea 20 de inși, spunându-le tot felul de aberații, tot felul de păreri personale de ale dânsului, de a, ce o să facă dânsul când o să fie președinte. Da, ciudat, pentru că avea gestul de astea, așa, n-a ascultat pe nimeni, măcar n-a avut dibăcia, dar stea cu ăștia 20 de inși, să-i asculte și pe ei, pentru că e o întâlnire dintre un candidat la președinție și niște cetățeni aleși, probabil din ALDE și din Pro-România de Mangalia, dar erau puțin câțiva într-un cârciumeal, s-auzea gălăgie. El își amestecă o cafea așa și se uită așa la ea
încerca câte unul să-l întrebe ceva și eu spunea, da, da, păi, cum, și nu l-asculta. Ciudată, pentru mine rămâne ciudată această prezență de multă vreme. Mi-aduc aminte, poate dumneavoastră ați uitat, de aparițiile domnului Mircea Diacon la Revoluție. L-ați văzut pe acolo, nu? Cu șapcă de aia de comunist, de proletar, de la deciferist, vorbea de la balcon de acolo și el. Tot vrea să-l aducă pe fostul general de securitate, tot vrea să-l aducă pe Iliescu, deci rămâne ciudat. De ce la Constanța și de ce la Casino și de ce nu s-a întâlnit nimeni cu el? Se vedea foarte clar că ăștia din Constanța, de la ALDE și de la Pro-România, nu i-au organizat nimic. Nu l-au ajutat cu nimic. Când au strâns ei semnăturile astea? Căci că le-a depus, mă rog. O altă prezență, tot atunci, vineri, sâmbătă, și tot la Constanța, domnul Teodor Paleologu. Un tip deștept, un tip luminat, un tip de o familie bună. Taicăsu, mare personalitate a filozofiei, a culturii românești, care a făcut pușcărie politică urâtă, grea, perioada comunistă, grea, urâtă. Ulterior, a fost umilit și bătut acolo, cum nu vă puteți imagina. Toată floarea României a fost în pușcăria comunistă până anii 50, unde i-au chinuit îngrozitor. Domnul Alecu Paleologu a făcut și o înțelegere cu ei, cu securitatea, da. Ulterior, el imediat după 90 a ieșit și a zis, bă, m-au forțat ăia, m-au bătut, m-au chinuit în pușcărie, am semnat o chestie cu ei, dar așa, ca să-i mint, să-i păcălesc. Nu l-a jurat nimeni, puțini au făcut chestiunea asta. Gândiți-vă, cei care erau în libertate și erau tunători la securitate, gândiți-vă în ce situație erau cei din pușcărie, unde erau bătuți, umiliți, chinuiți, batjocoriți. Ce perioadă grea, ce perioadă grea au prins, ai de capul lor. E, acest Teodor Paleologu a crescut într-un mediu deștept, a făcut școala la Sorbona, e un candidat isteț pentru prezidențiale și este candidatul sprijinit de PMP, Partidul Mișcarea Populară, care îl are pe Băsescu lider, președinte onorific, da? Că președintele unul Tomac, tot și ăsta tinerul, care iată n-a candidat el, pentru că avându-l pe Teodor Paleologu. Teodor Paleologu își face o campanie ciudată, cu expresii de genul Lady Macbeth, Viorica Dăncilă, Lady Macbeth. Orice mesaj politic, dacă trebuie să le explici, nu e bun ca mesaj politic. Cine mai știe la noi în țară cine, ce a fost, cum a vrut Lady Macbeth? Pot să vă spun eu că există o legendă cu Lady Macbeth. Cine montează în teatru Lady Macbeth suportă, ca să vă zic așa, repercusiunile unui blestem. Ori moare cineva, ori ia foc teatrul, ori se dărâmă peste tot, pentru că așa a fost ca personaj Lady Macbeth și a fost Shakespeare, a fost blestemat. Dar să spui acum, domnul Teodor Paleologu, că Viorica Dăncilă, Lady Macbeth sau Elena Ceaușescu, pe cine ajută chestia asta? Mesajul ăsta așa superior, intelectualist, nu ajută într-o campanie electorală unde electoratul este needucat. Electoratul nostru încă n-a ajuns la finețul de asta și nu cred că în toată lumea. Electoratul, ce faci cu electoratul PSD? Îl convingi tu pe electoratul PSD să voteze neavând altă soluție? Și dacă nu-i place de Viorica Dăncilă, o să le aleagă pe Paleologu, care este băiat cu Sorbona, deci un pic prea școlit, mă rog, exagerat. Dar prezența la Constanța, Teodor Paleologu, a fost într-un biroaș micuț, într-un sediu de PMP, unde au intrat vreo 20 de ei. Mi s-a părut ciudat. De ce? Probabil pentru că domnul Teodor Paleologu nu are bani. Probabil că partidul nu are suficienți bani ca să întâlnească Teodor Paleologu cu mulți constanțeni, într-un meeting, într-o chestie frumoasă, mă rog. Poate că o să mai vină. Nu cred, da? E clar că sunt disesiuni de astea mici, de orgolii și locale, da? Deci, pentru că a plecat de aici domnul Teodor Paleologu în aceeași combinație de a fi sprijinit politic la Tecuci și la Focșani, unde s-a întâlnit cu sări pline.
Păi te duci la Tecu și la Focșani cu săl pline și la Constanța într-un sediu de partid la o conferință de presă unde au venit 20 de inși, ceva nu e în regulă. Bă, te așteptai că a venit președintele Iohannis la Constanța. Campanie electorală, lumea multă. V-am zis că o să vă zic de el, dar la Casa de Cultură din Constanța. Casa de Cultură din Constanța. Eu în locul domnului Iohannis nu intram în sala. Bine, i-au dat un ecran mare, i-au schimbat așa puțin atmosfera. Da. Chipurile, a fost o adunare a regională, sud-est, a PNL-ului. Da? Ba, mă rog. De ce la Constanța? Că de obicei astea regionale sud-est au sedii la Galați. Mă rog, de ce la Constanța? Constanța e interesantă, asta vreau să vă zic, pentru multă lume. Dar într-o sală de asta, la Casa de Cultură, l-aduci pe președinte ca să zică ce? Ca să le zică ce ăla din sală? Și ea din sală ce să-i transmită lui Iohannis? Șeful o să-i bate în păștea fără PSD, că nu se mai poate. Da, bun, știm chestia asta, nimic nou. Dacă tot îl aduci pe Iohannis la Constanța, și domnule acolo de față cu toată lumea, că noi la Constanța o să-l avem președinte la PNL, pe nu știu cine, pe Cutărică, pe anunță-l, nu? Pentru că, ne trec peste faptul că au anunțat că sunt 1300 de delegați veniți la întâlnirea asta. Adică Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea, ceva de genul ăsta, 1300 de delegați. Pe sala are 700 de locuri. Aștia tot cu minciuni de-astea încearcă să ne păcălească. Uite o chestie care eu m-am prins de mult și le-am tot spus-o. Băi, alo, electoratul din România s-a deșteptat. Știe bine, știe multe chestii. Să nu știm noi că la vot pe computer să lucrează altceva decât am votat noi. E pericol mare. V-am zis, dacă e adevărată chestia asta, va fi o mare dezamăgire. În momentul când se prind românii că cineva își bate joc de votul lor și că ăștia știu deja rezultatele, da. Va fi o tristețe mare. Mie că prea vă jucați cu nervii românilor. Apropo de ungurii care au votat peste tot, până Dobrogea, până sețile de votare, dar nu știu unde sunt, și votau la europarlamentare cu ungurii, ciudată chestie, până la candidatura asta ciudată a lui Mircea Diaconu, care umblă singură la ce se întâlnește cu 2-3 inși și aud că a strâns alea 200.000. Pe când le-a strâns, bă, frate? Și unde? Pe ce stradă? În ce loc? Sau sunt alții care fac liste de-astea și doar ne păcălesc așa? E pericol mare. Dacă cumva să prinde românul că voi la alegeri îl bagiocoriți, uite, vă zic acum o chestie așa și poate să rămână numai între noi. Teamă mie că prezența românilor la alegerile prezidențiale va fi tare mică. Apropo de faptul că în Constanța PNL-ul n-a avut niciodată primar de Constanța, PNL-ul n-a avut niciodată președinte de Consiliul Județean și întotdeauna a lăsat impresia, nevrând să se vadă chestia asta, că îi sprijină pe ăștia de la PSD. Și că ar fi niște sondaje făcute acum, de-aia n-au avut ei candidat, pentru că în sondajele astea, haide să vă zic, ci că pe locul întâi ar fi Vrabie. Vrabie știți că e la PNL. A încercat el așa din independent. E greu să fii independent în România. E greu să fii independent în România când ești înconjurat de interese de toate felurile și de sus și de jos și de pare. Și politice și economice și juridice și oalea. Ce independent, bă, nea Mircea Diaconu. Lasă, bre, panorama asta, dă-o-n-o. Dar, mă rog, pentru eu nu contează, probabil că trebuie să execute niște comenzi, dar pentru noi ăștia care suportăm chestia asta, e complicat. Cineva își bate joc de noi și noi încă ne arătăm că nu ne dăm seama, da. Vă repet, când se va prinde românul că voi faceți coțcării de-astea, va fi rău de tot. Ba, fii atent aici. Deci PNL-ul are un sondaj și pentru primăria din Constanța, pe locul întâi stă foarte bine Vrabie, nu vă așteptați, nu? Bun. Pe locul doi însă e Făgădău, bă băiatule. Pe locul trei Chițac, care
Mai țineți minte? În 2016, parcă nu, a fost înfrânt de Făgădău câteva voturi. Da. După aia, George Niculescu, e unul de la PNL, consilier județean, mi se pare, tineră, frumușel, dar nu prea știți de el. Este aici chestia cu notorietatea, stă rău. După aia, Băurceanu, despre care ați mai auzit, Murat, Muhammad Murat, de la marele om de afaceri arabiței, și domnul Palas. Domnul Palas pe locul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da, mă rog. Depinde și ce au pus ăștia pe listă. Ne întoarcem la PNL, care pe locul 1 în sondajele făcute de ei ar sta bine și ar fi o propunere cu șanse de câștig, domnul Vrabie, care și-a făcut prin muncă proprie, mai ales pe muncă proprie, o imagine de om corect, de om muncitor, de om serios, face în Megidia ce nu au făcut ăștia până acum niciodată. Bun, astăzi, bun. Repară spitalul, repară policlinica aia cu bani mulți, a dat drumul la o fabrică mare de tot de amidon pe malul canalului, care o să adune porumb din jur pe acolo, care va dezvolta multă activitate și multe locuri de muncă în Megidia, care în ultima vreme era părăsită. Deci Vrabie ar fi în sondajele pe locul întâi și ăștia nu-l anunță. Nu-l anunță, vreau să vă spun că și președintele Iohannis are o părere foarte bună despre Vrabie, s-au cunoscut, au stat de vorbă, tot pe filieră PNL. PNL din Constanța nu-l vrea pe Vrabie. De ce? Păi au unul care poate să câștige. Din o mie de motive, inclusiv în sondaj. Și nu-l vor. Păi întreb și eu, pentru a nu știu câta oară. PNL Constanța n-a avut niciodată primar de Constanța ca să iasă PSD-ul. Nu a avut niciodată președintele Consiliului Județean ca să iasă PSD-ul. Deci PNL în Constanța greu va ieși din mintea oamenilor că se pupă cu ăștia de la PSD. Păi și acum întreb eu pe lista asta, care este Vrabie, Făgădău, Chițac, George Niculescu, Băurceanu, Murat, Palas. Dacă tu în PNL nu-l vrei pe Vrabie și ai ratat ocazia sâmbătă cu atâta lume să-l anunți, să faci o chestie mare, bă, noi PNL avem în Constanța unul cel mai tare și care în sfârșit îi batem pe ăștia. Nu-l vrei pe ăsta. Pe următorul pe listă-i Făgădău. Păi n-a PNL Constanța, dacă nu-l vrei pe Vrabie cu șanse, îl vrei pe Făgădău? Că pe locul 2 e Făgădău. Deci, în continuare, PNL Constanța face tot posibilul să iasă ăsta de la PSD? Greu de înțeles. Bine, știți, v-am zis, ăștia trei care au umblat pe aici, Mircea Diaconu, Teodor Paleologu, modest. Modest și complet aiurea. Și-au bătut joc de șanse mari, nu știu de ce. Și domnul președinte cu tot PNL-ul la o casă de cultură comunistă veche, nenorocită, cu 700 de inși în sală, ei anunțând că le vin 1300 de inși. Aia unde s-au dus? Aia unde s-au dus, bă, la Mega Image, unde s-au dus? Ei, lați! Pe cum poți să minți, bă, că vin 1300 când tu știi că sala are 700? Mă rog. La București, USR-ul care în continuare va face o surpriză ciudată. Dan Barna, știți, a fost la Constanța, meeting, a avut o conferință de presă, mă rog, la Ibis, la hotel, a avut și o întâlnire în piața Uvinio, unde au venit puțini, foarte puțini, foarte puțini. Întâlnirile astea ale candidaților cu cetățenii se fac adunând puhoi de lume, adunând lume, meeting-uri mari, costisitoare, cu agenți, cu oameni care se ocupă, cu steaguri, cu tribune, cu chestii. Așa se fac. Așa se face în toată lumea. De-aia vă spun și trag două concluzii acum. Ori poporul este complet dat deoparte, nu-l interesează, ori unii știu rezultatele și nu se mai agită. Păi, Gigi, pentru ce să mai cheltuim atâția bani, că noi știm cine iese. Zou? Că altă explicație nu văd. USR-ul poate să le strice socotelele. Lumea votează cu USR-ul acum la alegerile europarlamentare astea din 26 mai și la Constanța. USR-ul a ieșit pe locul întâi și nu prea știți cum îl cheamă pe liderul de la USR. Pe județ a ieșit și nu știm dacă au lider și dacă au vreo propunere de primar sau vreo propunere de președinte Consiliului Județean. Lumea se duce și votează cu USR-ul în ideea că ăștia vor altcumva, vor altceva,
sunt oameni neatinși de structurile politice vechi, hârșite, sunt oameni care au reușit în business, oameni de, în care am putea avea încredere. Bun. Sau de ce vă zic chestiunea asta? Nicușor Dan, dacă vă țin aminte, el a început Uniunea Salvați Bucureștiul și care s-a transformat în USR, Uniunea Salvați România, care e și acum cu plus plus partidul lui Cioloș, da? Încă e micuț. Se organizează în toată țara. Bun. Cioloș e o personalitate politică europeană. Este șeful unei fracțiuni politice din Parlamentul European, a treia ca număr din Parlamentul European. Interesant, Cioloș. Avem și noi o personalitate, nu dați în Cioloș, nu dați în el. Puteți să-i reproșați o grămadă de chestii. Știe politică, e bine văzut de Macron, președintele Franței devine foarte vioi politic în lipsa Madame Merkel. Madame Merkel s-a cam dat deoparte și atunci Macron devine un fel de lider tinerel, istețel, Franța e o putere mare, da, din toate punctele de vedere. Face mișcări ciudate Macron acum, încearcă să pupe cu Putin, vă dați seama ce chestii grele, ce mult. Și îl sprijină pe acest Cioloș care are și cetățenie franceză și care noi l-avem în țară, șeful partidului Plus Plus. Bun, deci lumea va vota cu ăștia că e prospătură. Dar atenție, să vă dau un singur exemplu. La București, primarul capitalei e o forță politică pentru români. Acolo sunt foarte mulți care se duc la vot. Bucureștiul dă o direcție așa, da? Madame Firea de la PSD a luat în 2016 42%. Sigur că s-au dus foarte puțini. Acest 42% e din cei care se prezintă la vot. Mereu uităm noi, ca pe vremea lui Mazăre. Mazăre în toată țara 70% m-au votat. Aiurea. Păi îl votau 70%, din aia 30% care se duceau. Doar 30% veneau din Constanța și din aia 30% îl votau 70%. Adică în total, nu știu dacă dintre constanțeni îl vreau pe Mazăre vreo 20%. Adică unul din 5 constanțeni. Dar el spunea, pe mine mă votează constanțenii 70%. Bun. Cert e că așa scrie în hârtiuțe. În 2016, Madame Firea a luat 42%. 42%, când auzi așa te sperii. Bun. La alegerile astea care au fost de curând europarlamentare, USR-ul Plus Plus scoate în București 41%. Deci aproape jumătate din cei care s-au dus la vot, deci unul din doi a votat cu USR-ul. USR-ul Plus Plus are o listă de europarlamentare excepțională, cu personalități, cu oameni de ispravă. Ei, alții au pus tot felul de ciudați. La PSD, de exemplu, în locul 2, nu știu, era o doamnă care făcea emisiuni pe la Antena 1. Ce anvergură europarlamentară! Bun. Bucureștenii au votat pe 26 mai 41%. Cu PSD 16%. 16%. 16% pe București. PNL-ul 15%. 15%. Europarlamentar. PNL în București. Acum, în mai. Hai de mine. Pe cine așteaptă, bă, băieți? Cine așteaptă, bă, frați? Ce aveți, bă, de gând? Ba. Haideți să vă zic dale noastre, ca să zic așa, câteva chestii frumoase. Vă zic una deșteaptă, țineți minte de-a lungul timpului, băi, nu bezi cafea că vă face rău, după aia bezi cafea că vă face bine. Nu știu, și tot să sucesc, și tot să sucesc. Acum e una deșteaptă pentru nutriționiști, că nu mai avem loc. Nu știu dacă ați văzut, nu mai avem loc de psihologi, nu mai avem loc de analiști de ăștia politici, nu mai avem loc de nutriționiști. Nu mai știm ce să mâncăm, că vin nutriționiștii și ne spun, bă, nu așa, bă, dincolo, da. Și din când în când vă zic și eu, da. Un singur fel la masă, de exemplu. E greu. Numai combinația alea cu alea, cu alea, cu alea. O să vă mai repet că sunt interesante. Acum vreau să vă atrag atenția pe o chestie deșteaptă. Majoritatea medicilor spun, nu mâncați alimente grase cu grăsimi de origine animale pentru că conțin acizi grași saturați, vă veți îmbolnăvi de boli cardiovasculare sau cerebrovasculare. Eu zic, cu grăsimi de la așa, la așa, așa și moare și inima și nu cu tare. Bun. E fals.
Auzi, bă, băiatul, după ce ne-au băgat în capă, bă, nu mai mâncați, bă, grășime de aia, bă, o untură, bă, bă, bolnăviți de inimă, vă faceți așa, bă. E fals, domnilor. E o teorie care n-a fost niciodată verificată și a început în coa până în anii 50. Nu știu din ce motive, dar nu, nu-i bine să mâncați carne grasă, de aia dă grăsimea la o parte. E fals. Cercetările moderne arată că ceea ce te îmbolnăvește sunt zaharurile. Carbohidrații rafinați, pâinea albă, prăjituri, totulețe, da? Nu grăsimea de origine animală. Cum este grăsimea din lapte, adică untul, cum sunt brânzeturile, slănina, grăsimile din carne grasă de pasăre, porc, vită. Toate acestea s-au dovedit a fi chiar cardioprotectoare. Nu vă supărați pe mine, v-am zis că eu vă citesc în chestii serioase. Deci unde până acum, dacă mâncai grăsime, unt, de la gros, poate că până anii 50 astea lipseau de pe piață, imediat după război. Nu, bă, ne manipulează ăștia și cu televizor, iată, na, bă, numai că eu încerc să vi le zic, nu ca să vă suceți mințile, ci ca să vă dau puțină încredere, na. Din dușmanul cardio, inimă, vase de sânge, chestii, grăsimea devine cardioprotector. Deci mâncați grăsime, fraților, mâncați unt pe pâine cât vreți, puneți-vă slănină de aia și tăiați slănină de aia dimineață, prânz, seara, când vreți voi. Asta animală, mâncați-o, brânzeturi grase, slănină, grăsim din carnea grasă de pasăre, de porc, de vită, toate s-au dovedit a fi cardioprotectoare, da. Și cu un efect bun împotriva apariției bolilor cu degenerescență de alea de damblageală, Alzheimer sau Parkinson. Benci Nikolski, fostul director general al Institutului Cercetare Alimentare, la care a avut necazuri, v-ați aminte cu Voiculescu, Benci Nikolski, care a studiat enorm de mult acolo, Institutul Cercetare Alimentare, el ne fiind medic, el fiind chimist, dar cerceta o grămadă de astea în relație cu organismul, da? Bun. A zis că un alt mit care trebuie demontat este legat de consumul a cel mult 1 sau 2 ouă pe săptămână, în realitate studiile arătând de fapt altceva. Deci, nu mâncați ouă multe, că nu e bun, că nu. Maxim 1-2 pe săptămână ne se spunea până acum. Vine Nea Mecinicopsi și zici, mesele noastre trebuie să fie bogate în grăsime de origine animală. Am de bun eu, nu vă voiesc. Este o dietă ketogenică, adică în care grăsimile ar trebui să fie peste 50% din alimentele pe care le consumăm. Dacă nu mă credeți, că, vedeți, Mănea Gigi citește dintr-o hârtie de aia, nu cumva a pus de la el. Nu, nu, oameni bunțești, sunt chestii serioase, vă zic și cine le zice și când le zice, da, bă. Dintre grăsimile vegetale sunt recomandate uleiul de măsline, neapărat ăla presat la rece, aici trebuie să discutăm, noi să vedem ce se întâmplă de tot, spun ăștia, virgin, extra virgin, și aiurea, bă, dă seama, numai eticheta. I-a prins cu minciuna pe mulți, la marile magazine, dar el zicea că e ulei extra virgin și de fapt era făcut la cald și din alte prostii, da? Bun. Uleiul de cocos are acizi grași buni. Deci uleiul de măsline, ăsta presat la rece, și uleiul de cocos. La micul dejun, de exemplu, cel mai indicat, copii. Mă băieți, sunt foarte mulți care spun să nu se consume mai mult de 1 sau 2 pe săptămână, zice domnul Mecinicoschi. Părerea mea este că se pot mânca și 5 ouă pe zi. Băi, ați făcut ăștia ceva la domnul Mecinicoschi în pușcărie, știți că el a avut necaz mari. Îl cunosc personal și cred că a picat în jurul domnului Voiculescu domnul Mecinicoschi, din păcate și din prostie, da. Consider în continuare că e nevinovat. Dar a făcut pușcărie și nu se mai ocupă de cercetări alimentare, din când în când îl mai pun ăștia, nu prea vrea să mai iasă, în media îl pun să mai zică câte ceva. Domnul Mecinicoschi a adunat enorm de multă informație și iată ne zice și nouă. Și ne-o zice serios, ne-o zice fără să mai fie îngrijorat că supără pe cineva. Domnul Mecinicoschi ne zice la micul dejun, și zice, bă, 5 ouă pe zi. Nu, trebuie neapărat, poți să mănânci 1-2, dar el zice, nu se întâmplă nimic. Ou, e un aliment, ou de găină, ou de gâsc, ou de raț, ou de orice,
poate fi mâncat. Nu știu dacă sunt ouă care nu pot fi mâncate. Da, dar ouă ăsta nostru obișnuit, dă găină, să zic așa. Zice neamicinicul, mâncați bă liniștit, chiar și 5 pe zi. E adevărat în prima parte a zilei și pregătite sănătos. Adică fierte sau prăjite în crăsime de porc sau în unt. Pă, băieți, bă, dați-vă din nou pe grăsime că zic ăștia că ne face bine. S-au făcut cercetări în Statele Unite, grup de voluntari. 10.000 de oameni au primit în fiecare zi 18 ouă. După jumătate de an, 10.000 de ani, jumătate de an, au mâncat în fiecare zi câte 18 ouă. Și n-au avut nimic. Ficatul gras ăla de care nu prea mai auzim noi și colesterolul alimentar, aude, am înghițit de poftă, parcă și văd așa. O omletă nu unt, auzi bă, ci că fai de mine. Nu au nicio legătură cu boala cardiovasculară. Problemele sunt carbohidrații. Iar ne întoarcem la carbohidrații, care în ficat se transformă în trigliceride și fac ficatul gras. Deci mai ușor cu prăjiturile, mai ușor cu carbohidrații. Acolo e... Da? O să facem o chestie specială, să vedem cum putem scăpa de carbohidrații. Dar luați de la mine din emisiune astăzi, la Gigi Hales, la Ce frumos la noi, că a zis domnul Mecinicopschi, o, mă băieți, mi-a mai spus cineva, nu spun cine, persoană importantă, fost mare lider PNL, care face studii acum la bătrânețe, deși încă tânăr, și care mi-a zis zilele trecute, o, Gigi, niciun fel de problemă, oricând, are tot ce-i trebuie. Deci mănâncă liniștit, că nu știi ce să faci. Când te grăbești, când vrei să mănânci ceva care să te ajute, wow! Și uite acum vine Neamen Cinicopschi, ha! E, hai că să vă zic, s-a legat astea una, nu știu de ce s-au legat astea una de alta, dar vreau eu să vă le citesc acum. Ia uite, hai să vă zic. Ai avut norocul să întâlnești un bărbat ideal. Bravo ție! Nu toate femeile au norocul ăsta. Pe unele nici nu-l interesează, le-a zis mămicalor că e bine să aibă prostul ei acasă, să mărită repede pași și după aia se descurcă ea cu ea, îi dă de locul, ține în cuminte și ea în continuare vrea să fie atrasă de toția de jurul lor. Am știut și eu de-a lungul vremii, de când eram mititel, am văzut ce se întâmplă cu nevestele, cu chestii și le-am înțeles. Nu poți să stai fără să fie atrasă și de alți bărbați și din când în când nu se supără nimeni, așa mai faci câte o ușoară aventură, ea fiind în continuare o doamnă, da. Am înțeles și eu, chiar mi-am asumat riscul. Ce n-am înțeles eu niciodată este de ce doamna acceptă curtea celor din jur, de neam sau de gașca de prieteni, pentru că îl pui pe bărbatul într-o situație foarte proastă. Nu vă imaginați că bărbatul nu vede că ea dansează mereu cu ăla și că se întâlnește cu ăla, să face că nu... Dar de ce din grupul de prieteni? Pentru că îl pui pe bărbat într-o situație foarte proastă. Bă, ăla râde de el. Bă, știi că, m-am jucat cu nevasta lui Hales, dar... Mă rog. Asta n-am înțeles. În rest, hai să vedem ce zic ăștia, ce sfaturi dau femeilor. Ce ai avut norocul la alea se referă, să-l întâlnești bărbatul ideal. Dacă ai avut noroc să dai peste un bărbat ideal, ai un pic grijă de el. Cum construiești cu el o relație armonioasă și cum îl faci cu adevărat fericit? Pe câte din nevestele noastre le interesează să-l facă pe bărbatul fericit? Ah! Pe foarte puține. Dar astea foarte puține au astăzi de la mine niște sfaturi până ce am găsit eu cum să-l faci pe soțul ideal, pe bărbatul ideal, să ai cu el o relație armonioasă și să-l faci cu adevărat fericit. În ideea că pe nevasta noastră o interesează să-l facă pe soțul fericit. Să sperăm că mai sunt și din astea. 1. Ascultă-l. Și că ascultă-l, auzi, care nevastă-l mai ascultă pe la al ei? Vecinul e mai înalt și mai frumos. Colegul de servici, vai, uite ăla de la televizor, uite ăla, ce răsoțul, vai, de capul, când îl vede toată ziua în papuci, în casă, pe acolo, nu mai e interesant. Bun. Primul sfat, în relație armonioasă, când ai avut noroc să dai peste bărbatul ideal, ascultă-l,
Orice a spune, pentru el este foarte important să știe că l-asculți. Am observat, am văzut cupluri de-astea fericite, să vede când stau de vorbă, să vede în ochii lor, să vede și din jur văd că ăștia doi sunt potriviți, că se văd bine, că se ascultă unul pe altul, că se îndeamnă unul pe altul, că vorbesc în continuare, că vor să stea împreună zile în șir, fără să-i de... că nu se plictisesc împreună. Foarte interesant. Să dea Dumnezeu să dați și voi peste așa ceva. Eu cunosc bine chestiunea asta. Acest lucru, deci ascultă, vă ajută să creați o atmosferă de încredere în familia voastră. Sfatul este către nevastă. Ascultă-l, dragă, și pe ăsta. Nu neapărat în situația, nu neapărat numai în situația când dai peste un bărbat ideal. Bun. Și celelalte pot asculta sfaturile astea. 2. Nu-l critica. Ia uite, bă, bă, ce citesc eu aici. Caută și tu un compromis. Dacă nu-ți place ceea ce face, discută calm. Nu-l acuza. Bă, nu mai pune aia acolo. Bă, nu mai aruncă aia acolo. De ce ai făcut așa? Cine a lăsat asta deschisă? Ce mai de acolo? Că stă săracul. Miau! Deci prima e ascultă și a doua nu-l critica. Păi cum pot? Unde ați văzut voi nevastă să se stăpânească? Să nu-l critique pe ăsta, că l-are lângă ea acolo. Pac! 3. Fii pozitivă. Dacă zâmbești mereu și privești lucrurile pozitiv, bărbatul tău neapărat va observa acest lucru. O femeie veselă, plină de viață, îi poate face pe toți să se simte alături de ea mult mai bine. Ce simplu, ce frumos! Voi ați auzit-o vreodată pe nevasta voastră cântând în baie? Eh, ăla e un semn, mă. Înseamnă că se simte bine cu tine. Fă și tu frumos pe lângă ea. Poartă-te și tu frumos cu ea, că aici e numai câte femei, nu zice nimic de bărbați. Deci, ascultă-l, nu-l critica, fii pozitiv. Mai departe. Vorbiți despre iubire. Tu iubești acest bărbat, atunci de ce să nu-i spui acest lucru? Cu fiecare declarație de dragoste, bărbatul tău se va simți mai iubit, mai încrezător în el. Ha, mă iubește nevastă mea, bă, ce tare sunt. Îi văd, bă, pe ăștia cum se uită după nevastă mea. Nu fac probleme, bă, ea mă iubește pe mine, nici nu se uită la ei, bă. Ha, frumos. Nu vrei să ai un bărbat lângă tine puternic, fericit, liniștit? Da, bun. Ascultă-l, nu-l critica, fii pozitivă, vorbește cu el despre iubire. Vorbește, bă, despre, cu el. Păi dacă nu vorbești tu cu el despre iubire, să bagă alta, mă, și vorbește aia și începe aia, vai, dar ce drăguț sunteți, vai, dar ce cutare. Iubire, iubire, iubire. Bun, mai departe. Iubește-te. Opa. Permite-ți să te relaxezi. Creează-ți o situație confortabilă psihologic. Toate astea se vor reflecta în comportamentul și în aspectul tău. Dacă tot timpul ești agitată, dacă tot timpul ești transpirată, dacă tot timpul ai grijă și la bucătărie, și la baie, și pe jos, și curățenie, și la soțul, aoleu, să uită aia la el și la cutare, ești tot timpul agitată, nu mai ai timp să fii relaxată, frumoasă, nu mai ai timp să-l bagi în seamă. Sigur că încă o dată vă spun asta numai pentru el, pentru ea, femeia care a dat peste un bărbat ideal și cum face să-și țină relația asta, pentru că am sfatul și pentru bărbați. Da, bun. Nu acum. Compătimește-l. Bărbatul este și el un om. Trece și el uneori prin momente dificile. Cu problemele sale, el vine la tine. Acesta este cel mai înalt grad de încredere din partea lui. Neapărat, în momentele astea, oferă sprijin și compasiune. Cui între nevestele noastre le mai pasă ce se întâmplă cu asta? Da, e bărbat! Să îndure, să ducă mai departe, să reziste, ce are ea timp de alintături de astea? Bun. Permite-i să te ajute. Bă, ce deștept este asta? A? Vă plac așa? Acceptă-i ajutorul și sfaturile.
Nu face pe nebună. Lasă dacă că eu știu asta de la mama. Nu mai vii tu, faci să-mi spui tu mie. Ce știi tu? Acceptă-i ajutor. Apropo de faptul că mai sunt bărbați care spală vasele pe bucătărie, nu? Știi? A, și eu. Le spăl și îmi place, știi cum? Cite o chestie deșteaptă, spunea unul, dacă o ajuți în bucătărie, va avea mai mult timp pentru tine. Și că uite, bă, ce deșteaptă chestie, da. Permite-i să te ajute. Acceptă-i ajutorul și sfatul. Acest lucru îi va permite să se simtă puternic și curajos alături de tine. Îi va aminti că este important pentru tine și are respect din partea ta. Ce lucruri simple. Orice femeie trebuie să facă chestiunea asta. Dar minte, orice nevastă. Nu o face. Nu știți. Nu vă interesează. Îl aveți în casă și îl călcați în picioare. De cele mai multe ori, lasă dragă pe al meu, că al meu mi-a făcut, al meu mi-a adres, al meu m-a gutare, îl și vorbiți pe împreajmă în toate felurile. Greșit. Și după aia vă plângeți, de ce ăsta, dacă e mai mitocan și mai prost educat, îți mai scapă câte una, căde. Atât îl duce capul și pe el. Nu-i critica visurile. Nu poți râde de visurile nimănui. În special dacă e vorba de bărbatul iubit. Adică sunt mai multe feluri de bărbați. Adică sunt și bărbați ăștia care nu sunt iubiți. Sigur că da. Cred că toți am trecut în chestii de genul ăsta. Nu poți râde de visurile nimănui, în special dacă e vorba de bărbatul iubit. Din potrivă, sarcina ta este să-i amintești lucrurile la care visa, să susții și să-l ajuți să atingă obiectivul. De-a lungul timpului, eu am pățit legat de chestiunea asta, da, ce te-a pus tu să faci chestia? Vezi, mă, dă treaba ta. Dar lasă care cine să le facă. Și eu tocmai încercam să-i spun nevastă mea câteva chestii de-astea mai deștepte. Pac, peste mână. Păi dacă nu le spui acasă, cui le spui? Mă rog, nu-i critica visurile, zic ăștia, de-abia pe locul 8. Dar mă rog, nu toate îndemnurile astea sunt de locul întâi. Deși, după cum sună, sunt bine scrise, sunt deștepte, ar putea fi oricare dintre ele pe locul întâi. Nu fă abuz de gadgeturi, de jucării. Nu fă abuz. Această realizare a progresului ne-a readus foarte multe șanse de a avea relații fericite. Nu permite asta să se întâmple în relația voastră. Ia uite, mă, fii atent ce e aici. Complicată chestia asta, da? Nu mai zic încă o dată că poate că ar trebui să facem o emisiune specială pe tema asta. 10 și ultima, că numai 10 v-am zis. Lucrați împreună asupra relației. Capacitatea de a vă ajuta reciproc, de a face compromisuri în momente dificile, este cea mai mare realizare care vă poate ajuta să creați o relație fericită. Nu dați vina numai pe el, mai ales atunci când aveți voi necazuri și când nu vă mai iese. Discutați chestia asta, lucrați împreună asupra relației și capacitatea de a vă ajuta reciproc și de a face compromisuri în momente dificile. Sunt momente dificile în timpul unei relații, merită sau nu merită compromisuri, e delicată treaba, dar voi doi puteți discuta chestiunea asta, puteți trece peste chestiunea asta, dând dovadă amândoi că vă înțelegeți unul pe altul, că vă respectați unul pe altul, că aveți de gând să vă încurajați unul pe altul și că vreți în continuare să fiți împreună. Foarte important. Ia, dar așa începe asta. Că ai avut norocul să-ți întâlnești bărbatul ideal. E, trebuie să muncești pentru bărbatul ideal. Am zis că la fiecare emisiune vă mai zic repede reguli de bună purtare, da? Persoana care urmează să iasă dintr-un lift este și cea care stă cel mai aproape de ușă. Deci când știi că vrei să ieși din lift, tu te lângă ușă. Nu aștepta. Mi-aduc aminte pe vremuri în troleibus, da? Urca câte o doamnă prima în troleibus și cum făcea doi pași, deschidea poșeta și începea să caute bani. În spate mai erau încă 14 care vreau să urce. Da, ba. Cel mai bun loc într-un autovehicul e cel din spatele șoferului. El este dedicat femeilor. Atenție, da? Indiferent unde stă femeia, bărbatul deschide portiera,
O ajută scobare de mașină, ce vremuri. În lumea oamenilor de afaceri, bărbații încalcă deseori această regulă și spun că în business nu există bărbați și femei. Aiurea, fiți mă de aici. O doamnă, o doamnă, tu, mai ales când vrei să o cucerești, să o faci să semneze contracte bune sau să vadă lumea ce deșteptești tu. Deschide ușa la mașină. Ce te doare, mă? Bagă-o în seamă, să simte bine. Ia să știți că coboară de mașină având fuste mult mai greu decât noi. Nu vrea să-i să vadă genunchii, chiloții, nu poate păși, are tocuri. Deci dă-i omul de ajutor. Ce te doare, mă? Ba, la cinema, la teatru, la un concert, trebuie să te deplasezi către locul tău, atenție, cu fața la cei care stau deja pe scaune. Vă zic chestiunea asta pentru că în mod frecvent am văzut trecând cu spate. Deci doamna stă așa și tu treci cu fundul pe la nasul ei, știi? Tup, 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 și mai ales dacă ai un fund așa și doamna are un nas frumos așa, mă, treci cu fundul. Întoarce-te cu fața și treci. Întoarceți-vă cu fața către Nea Gigi Haleț, la ce frumos e la noi și sper să ne vedem și săptămâna viitoare. Ați văzut ce de lucruri interesante și frumoase. Stăm de vorba amândoi ca să ne deșteptăm împreună, să încercăm să fim mai buni, să facem Constanța mai frumoasă și să spunem, da, domn, are dreptate în aici, care ce e frumos e la noi. Sper să ne vedem și săptămâna viitoare. Zicea societatea că-s proastă. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-am folosit și noi, până mai adineam.